Horoscopul zilei de... Berbec. S-ar putea să aveți probleme cu sistemul digestiv, cu un disconfort destul de însemnat. Aveți grijă la alimentele pe care le consumați, în special atunci când combinați mai multe tipuri de mâncare. Se anunță o perioadă agitată la locul de muncă, însă este posibil ca numărul mare de responsabilități să vă copleșească. Mare atenție atunci când gătiți sau mănuiți obiecte fierbinți, deoarece veți fi predispuși arsurilor minore. Nu vă panicați dacă vă răniți. Aplicați o compresă rece și apoi un unguent calmant. Veți avea șansă să vă îndreptați atenția către o relație de prietenie care s-a răcit în ultima vreme. Taur. Stresul de la locul de muncă ar putea să vă afecteze relațiile cu cei dragi. Dacă nu reușiți să vă relaxați și să uitați de obligații atunci când petreceți timpul cu aceștia, ar trebui să încercați să vă puneți toate actele în ordine, deoarece niciodată nu știți când aveți nevoie de un document. Haosul în acest domeniu poate să vă aducă stres suplimentar. Dacă v-ați pus în gând să înlocuiți cafeaua cu ceaiul verde, s-ar putea să reușiți. Veți observa că spontaneitatea celor din jur vi se pare mai mult un defect decât o calitate necesară. Aveți nevoie de echilibru și liniște în următoarea perioadă, deci căutați să petreceți mai mult timp cu persoane care sunt la fel de calme ca și voi. Gemeni. Nu vă culcați pe o ureche la locul de muncă. Este posibil să fii obișnuit cu rutina, însă se anunță probleme și proiecte noi. Deci folosiți-vă de această oportunitate pentru a vă face remarcați. Aveți grijă atunci când interacționați cu grupul de prieteni, deoarece s-ar putea ca anumite glume făcute de ceilalți să vă deranjeze foarte tare. Nu ascundeți acest lucru, ci încercați să le explicați sincer de ce anumite cuvinte v-au rănit. Țineți cont că evitarea unei discuții deschise în acest sens poate înrăutăți masiv situația. Veți găsi un sprijin constant în familia voastră, în ciuda unor tensiuni, ceea ce vă va determina să fiți mai răbdători cu aceștia. Rac. Căutați un hobby care ar putea să vă distragă atenția de la stresul din viața de zi cu zi, care să vă poată relaxa și, de ce nu, care să vă poată aduce și ceva câștig. Încercați să faceți o vizită în piață atunci când aveți timp și bucurați-vă de fructele și legumele proaspete pe care le veți găsi, la un preț mult mai bun. Acesta este primul pas spre un buget mai echilibrat, lucru de care veți avea nevoie într-o perioadă de instabilitate economică. S-ar putea să intrați în conflict cu copiii, însă acest lucru ar fi fost ușor de evitat dacă erați mai răbdători în a le explica anumite reguli. Astfel, nu puteți să-i învinuiți pentru instinctul de a face opusul. Leu. S-ar putea să vă simțiți neliniștiți emoțional, unele lucruri vi se par că nu sunt așa cum ar trebui. Pe de altă parte, deși există nenumărate posibilități atunci când vine vorba de motiv, s-ar putea ca acesta să fie unul neobișnuit. Dacă aveți o relație nedefinită cu religia sau dacă v-ați îndepărtat de această latura vieții voastre, este posibil să vă simțiți neîmpliniți. Nu mai luați deciziile ce privesc întreaga familie fără a vă consulta cu partenerul, deoarece riscați să cauzați o ruptură între voi. Aveți grijă la eventualele dureri de cap sau migrene. S-ar putea ca în familie să dați peste alte conflicte și bârfe, ceea ce vă va influența negativ starea. Fecioară. S-ar putea să vi se ceară ajutorul în legătură cu un proiect nou la locul de muncă. Aceasta va fi o oportunitate minunată pentru a învăța despre o latură a companiei la care nu aveți acces, dar și un moment perfect pentru a arăta că sunteți în stare să faceți față provocărilor. Șarmul și personalitatea voastră vă vor ajuta în următoarea perioadă dacă aveți de gând să faceți cuceriri. Însă dacă ceea ce vă doriți este o relație de lungă durată, va trebui să alegeți cu grijă. Este posibil să vă doriți de mult timp să redecorați o încăpere din locuință, însă țineți cont de faptul că astfel de proiecte necesită un buget substanțial și timpul necesar. Balanță. Dacă nu ați reușit până acum să faceți niște economii, s-ar putea să fiți nevoiți să cereți ajutorul cuiva drag pentru a rezolva o serie de probleme de natură financiară. Veți avea parte de o relație foarte bună cu copiii și de nenumărate oportunități de a petrece mai mult timp împreună.
Această relație se poate îmbunătăți considerabil. Renunțați la unele prietenii dacă acestea se dovedesc a fi o sursă de stres sau supărare. Nu este nimic greșit în a vă pune sănătatea mentală înaintea celor ce nu vă înțeleg. S-ar putea să fie greu să nu vă abțineți de la anumite alimente nesănătoase, însă încercați să fiți mai stricți atunci când vine vorba de porție. Scorpion. S-ar putea ca părinții voștri să vă impresioneze plăcut atunci când vă vor spune că se mândresc cu ceea ce ați reușit până acum. Această laudă va veni la momentul perfect, deoarece este posibil ca în ultima vreme să duceți lipsă de încredere în sine. Ar trebui să fiți mai ambițioși la locul de muncă, altfel riscați să vă pierdeți rolul în favoarea unui coleg care își dă tot interesul pentru a se face remarcat. Încercați să vorbiți mai blând cu copiii sau alte persoane tinere din familie, chiar și atunci când nu puteți cădea de acord asupra unui subiect. Cu siguranță există unele diferențe de gândire între voi și generația mai tânără, așa că trebuie să vă adaptați acestui fapt. Săgetător. Deși veți fi norocoși, zilele acestea nu luați decizii importante fără a vă consulta cu un specialist sau măcar cineva drag. Astăzi poate fi o zi reușită dacă găsiți acea rezonanță pozitivă care să vă ajute în acest sens. S-ar putea să scăpați în sfârșit de o relație care vă făcea nefericiți și vă dădea bătăi de cap. Însă veți simți nevoie să fiți singuri în următoarea perioadă, departe de orice eveniment social. Se anunță schimbări la serviciu. Este posibil ca o parte din personal să fie concediat, deși este puțin probabil să faceți parte din grupul respectiv, ar trebui să vă gândiți din timp la un plan B. Veți fi predispuși la accidente ușoare, deci aveți grijă. Capricorn. Ar trebui să încercați lucruri noi, cum ar fi un nou fel de mâncare atunci când ieșiți în oraș, la restaurant. Rutina nu vă ajută în această perioadă și poate chiar să vă distrugă instinctul creativ. Veți avea o relație foarte bună cu partenerul în aceste zile. S-ar putea ca cineva din afara cercului de prieteni să încerce să vă influențeze în legătură cu una dintre relațiile voastre. Nu vă lăsați înșelați de poveștile într-adevăr îngrijorătoare. Încercați să deschideți subiectul cu persoana în cauză pentru a scăpa de orice dubiu. Nu veți avea parte de prea mult succes dacă vă doriți să vă organizați biroul, însă perseverați. Vărsător. S-ar putea ca o situație de la locul de muncă să vă dea bătăi de cap. Însă vina va fi doar a voastră dacă vă tratați colegii precum niște prieteni apropiați și în timpul programului de lucru, ierarhia din companie va deveni un subiect de ceartă, iar animozitățile vor împiedica, la modul foarte serios, activitatea de zi cu zi. Este posibil să fiți tot mai preocupați de probleme financiare, însă familia va reuși să vă aducă pe drumul cel bun, sau măcar să vă calmeze. Astfel, cei din familie vor fi o influență pozitivă chiar și atunci când stresul pare să vă doboare. Dacă sunteți invitați la o petrecere, aveți grijă la consumul de alcool pentru a evita să stârniți o problemă cu ficatul. Pești. Nu mai lăsați totul în voia sorții, ci încercați să acționați atunci când puteți și când vă doriți. De exemplu, este posibil să se apropie ziua de naștere a unui prieten foarte drag. Ați putea lua chiar voi inițiativa organizării unei petreceri surpriză. Aveți însă grijă la buget, deoarece s-ar putea să treceți printr-o perioadă nesigură din punct de vedere financiar. Nu urmați sfaturile unei singure persoane, ci încercați să cereți părerea celor dragi și să vă formați o opinie proprie în urma acestor discuții. Dacă dați dovadă de independență, veți fi luat în serios mai des. Va trebui să dați dovadă de multă maturitate la locul de muncă. Horoscopul zilei de azi.